Membrii Asociației ProParâng, susținuți de Primăria și Consiliul Local Petroșani, au organizat în zilele de 16 și 17 martie cea de-a 10-a ediție a Sărbărilor Zăpezii și prima ediție a Cupei Parâng. Cele două zile de concursuri la bob, ski și snowboard, organizate pe pârtia de ski Slima din masivul Parâng, au fost atât pentru concurenți cât și pentru organizatori un prilej de destindere, de bucurie, de relaxare în natură, chiar dacă temperatura nu s-a ridicat peste 0 grade. La startul competiției de bob, organizatorii au sperat că se vor înscrie numeroși elevi de la școlile din Petroșani. Invitațiile transmise din timp tuturor și cele 100 de pachete cu dulciuri și diplome nu au găsit însă ecou și destinatari decât la un număr relativ mic de concurenți. Aproximativ 25, pe diferite categorii de vârstă, reprezentând școala numărul 7 și grupul Prietenii Munților, dornici să treacă cu boburile prin jaloanele traseului de concurs. Pe lângă proba de bob, copiii au fost antrenați și în probe distractive, pentru care au fost răsplătiți cu mascote din pluș. Primii 8 cei mai mici în sus pe care stric eu, pe tabel. Acolo sus aveți colegul care vă îndrumă și vă spune statul. Probleme la traseu ați întâmpinat. Porțile le-ați văzut? Da. Ce o jumătate de oră, mă? Din prima. Din prima. Măcar anul trecut? Da. Adică eu vă dau un singur sfat. Pista e destul de rapidă, e înghețată zăpada de desubt, da. Merge destul de tare. În momentul când treceți de mine de aici și am oprit cronometrul, încercați să puneți picioare jos, să frânați, să nu vă duceți încolo, ca să putem strânge boburile să meargă următor, da? Da. Anul trecut erau mai urât, erau... Acum este înghețată de desubt și ai văzut că fuge un pic mai tare, deci există pericolul să... Fugi în rezervă. Pe locul. Gata. Stai. Hai, strigați, încurajați, o cheamă Erica. Strigați, Erica, hai, Erica, hai! Erica! Erica! Pe locul, fi gata, stai! Cine vine? Covaci! Covaci! Picioarele sus, picioarele sus! Hai, încurajă! Hai, Alexandra! Hai! Da, Țopescu, mi-am amintesc de acea întâlnire de astă toamnă, când povesteam despre cât de important este să scoatem tinerii în natură. Iată, astăzi există acest prilej. Cum vi se pare prezența tinerilor astăzi la Sărbările Zăpezii? Eu mă bucur foarte mult că au venit și cei care au venit și un copil, dacă îl câștigăm un pic la mișcare, este un pas înainte. Noi ne bucurăm foarte mult și cum și vremea asta este super voios. Eu mă bucur că se vor simți foarte bine. De ceilalți, probabil dacă îi vor vedea, le vor face poftă și vor veni și anul viitor, la următoarea ediție. Ați participat la toate edițiile de până acum? Nu, am devenit membra asociației ProParâng mai târziu, dar de vreo 5 ani și așa am participat la toate manifestările. Mâine la Cupa Parâng sunteți și schior sau doar organizator? Doar organizator, pentru că trebuie un pic, nu avem timp și de schi mâine. Noi după, dar concurenții sunt așteptați. V-am văzut de când am plecat de jos din oraș. La cât v-ați trezit astăzi ca să ajungeți? La ora 7. La 6 jumate. La 6 jumate. Deci un weekend foarte matinal. Da. A meritat să ajungeți până aici? Da. Ați venit cu săniile? Da. Da, e destul de greu, așa e cu Sania? Da, că ne intră zăpadă. În afară de faptul că e zăpadă, umedă și rece, e bine. Cum a fost în competiție? Știți deja ce scor ați obținut? Nu. Pe ce loc sunteți? Deci nu. Ați venit cu... Ați venit cu gândul să câștigați ceva? Nu. Deci numai de distracție. De plăcere. De plăcere. Da.
Ați mai fost aici pe pârtia aceasta? Nu, eu da. Da? Te dai și cu schiurile? Eu nu știu. Eu da, mă dau cu schiurile, dar n-am fost aici. Ce credeți despre sărbările zăpezii? Sunt foarte frumoase. Ar merita să fie mai mulți copii? Da. Da. Deci, pierd distracția. Voi ați știut din timp? Vi s-a spus? Ați aflat? Nu, ieri mi-a zis colega mea. Și eu știam de mai mult timp. Și colegii voștri? I-am anunțat, dar... Da, nu n-o să vină. Credeți că o să le pară rău? O să le povestiți. Am avut impresia de dimineață că aveți doar rolul de însoțitoare a copiilor. Văd că între timp rolurile au devenit mult mai complicate. Da, și însoțitoare și participantă, de ce nu? Dacă sunt cu copii, bine să mai treci încă o dată prin perioada copilăriei. Chiar aș remarca faptul că vă descurcați foarte bine pe sanie. Vai, mulțumesc, într-adevăr. Nici eu nu mă aștepta și pentru mine e o surpriză că... În general nu mă dau cu sanie. Deci a fost o surpriză și pentru mine, dar a fost frumos. Poate faptul că este mai mult de distracție și de plăcere îl menține pe concurent mai relaxat. Da, da, da. Mai mult de distracție. Ca să... Cred că de concurență de noi două. Ați fost... Și doamna. Deci ați concurat. Cunoașteți ordinea în care ați sosit sau încă nu? Nu, nu. Nu știți, deci nu știți ce premiu o să luați. Am observat că e o problemă cu zăpada aceea care tot intră în ochi. Da, aici la final. De la jumatea pârtiei. O întrebare legată de faptul că au venit copii, s-ar fi sperat ca numărul lor să fie mai mare. Credeți că e atât de dificil să convingem copiii și tinerii să urce la munte? N-ar fi dificil, numai că păcat că invitații s-au împărțit la școli. Numai că domnul profesor, domn director, probabil nu au dat mai departe anunțul nostru și atunci n-au știut. Făcută mai multă publicitate pe mass media, în ziarele locale, pe televiziunile locale. Se face foarte puțină publicitate. Puțină și puțin părinți, în loc să se lupte, să convingă copilul să iasă la aer, îi lasă la calculator și-i păcat. Sau să facă un sport. Deci, încet, încet. Deci, probabil pe lista de așa nu, o să puneți și așa nu mai facem. Așa nu mai facem. Așa la calculator și așa, da, cât mai mult sport. Și la munte, în natură. Mulțumesc. O să vă rog să-mi spuneți cum vă numiți ca să-mi rămân aici. Udrea Clara. Da. Maria Lojadi. Nitroi Maria. Mulțumesc. Mulțumim. Avem foarte mare noroc, având în vedere că este o zi superbă. Întotdeauna încerc să particip la toate acțiunile în care primăria se implică într-un fel sau altul. Sigur că astăzi este o zi deosebită și din motivul că avem oaspeți din orașul nostru în Județul Vatpăluta și i-am adus și pe ei să vadă ce înseamnă un concurs de schi, un concurs organizat pentru copii și pentru tineri.
Suntem la o acțiune care, iată, din câte mi se spune, a ajuns la ediția cu numărul 10 și înțeleg că primăria și Consiliul Local sunt implicate în toată această desfășurare. Puteți să dezvoltați puțin? Sigur, în primul rând salut pe toți cei prezenți aici în numele domnului primar. Dânsul dorește să aibă succes această acțiune de astăzi. Consiliul Local a alocat niște sume pentru ca Asociația Pro Parâng să organizeze această acțiune. Este la 10-a ediție Sărbările Zăpezii și mâine va fi și Cupa Pro Parâng la schi. Având în vedere că în ultimul timp primăria și Consiliul Local se uită foarte atent la aceste acțiuni și dorește ca societatea civilă să se implice cât mai mult în aceste acțiuni, întotdeauna dă un sprijin total. Apropo de acest lucru și este ultima mea întrebare, dumneavoastră sunteți chiar în miezul acestui lucru esențial pentru 2013 și anii care vor urma, acest parteneriat cu societatea civilă. Faptul că există o asociație dedicată activităților montane care de fiecare dată vine, implică primăria, faptul că astfel aveți contactul mai bun cu ceea ce înseamnă zona Parângului, cum se reflectă în felul de a înțelege ce înseamnă dezvoltarea zonei turistice Parâng? Dovada cea mai elocventă că societatea civilă încearcă să se implice este Asociația Pro Urbis, care nu de mult s-a înființat în Petroșani și care este de fapt o asociație umbrelă care adună toate societățile civile, printre care și Pro Parâng. Eu cred că în continuare încercăm din proiecte europene, non-europene, ca societatea civilă să se implice foarte mult în aceste acțiuni. Unde vede, anul acesta este un an deosebit, anul european al cetățeanului, cetățenii trebuie să se implice mai mult. Până acum cred că acest lucru nu s-a întâmplat, dar se mișcă și cred că în viitor avem un viitor din acest punct de vedere asigurat. La locul. Am început cu acel entuziasm dat de o vreme excepțională care încă rezistă și de faptul că ați ajuns la o ediție importantă, numărul 10, Sărbările Zăpezii. Sunteți participant de la prima ediție sau ați apărut mai târziu? Nu sunt participant de la prima ediție, eu am venit în cadrul asociației în anul 2005. În anul 2005, dar de atunci am participat la toate edițiile ca și organizator. Ce înseamnă faptul că, iată, reușim să scoatem tinerii afară, poate nu un număr atât de mare pe cât a sperat Asociația Pro Parâng? Noi ne-am dorit să vină cât mai mulți participanți, dar se pare că nu au răspuns la apelul nostru. Noi să ne bucurăm totuși că au venit o parte din copii. Tocmai de aceea îi aducem aici pe Slima, că este o zonă foarte frumoasă, cu peisaje frumoase. Până aici se parcurge 1,5 km de traseu, care de asemenea e foarte frumos prin întrebați și încercăm să le redăm copilul ideea de mișcare, să-i scoatem un pic din fața calculatoarelor și atunci când este timpul frumos să-i aducem un pic în natură. Este una dintre acțiunile unei asociații care promovează o zonă turistică și nu numai, promovează niște principii sănătoase de viață. Aveți în acțiunea de astăzi și de mâine un partener important, Primăria și Consiliul Local. Da, cel mai important partener este Consiliul Local al Primăriei Petroșani. Ne bucurăm că ne-au ajutat foarte mult. De asemenea, avem câțiva sponsori care ne-au ajutat și ne mulțumim foarte mult. Pentru mâine, la schi, sperați într-o prezență numeroasă? Fiindcă e prima ediție a Cupei Pro Parâng, sperăm să vină cât mai mulți participanți la schi și la snowboard și sperăm să continuăm cu cât mai multe ediții și la această Cupă Pro Parâng. Vă mai amintiți cum a fost la prima ediție? Da, deci nu se uită ușor pentru că sunt lucruri care le facem din plăcere și
ne bucură că putem organiza așa ceva. Au fost mult mai puțini concurenți, mai mult am fost între noi, am experimentat, ne-am simțit bine. După aceea am văzut că avem șanse să organizăm aceste sărbări la Zăpezii și le-am organizat până astăzi, când ați văzut ediția a 10-a. Ce înseamnă 10 ani consecutivi? 10 ani consecutivi. Dacă bine să o cotez, prima ediție a fost în 2004. Am început tot aici pe Pârtea Slima. Probabil am avut 15 concurenți și 6-7 membri ai asociației cu cunoscuți. După aia, pe an ce trece, am început să avem mai mulți participanți. Iar odată ce am înființat această grupă de copii acum 4 ani în cadrul Clubului Copiilor din Petroșani, am avut tangență cu copiii și am încercat să dezvoltăm cât mai bine această competiție. Am înțeles că insistați ca aceste sărbări și cupa mâinare și cupa deschisă să se desfășoare aici pe Pârtia Slima, pe care trebuie să o apreciem, este excepțională. Credeți că dacă ar fi fost într-o altă parte, mai în proximitatea celor mulți care se mobilizează mai greu să vină la munte, ar fi fost mai multă lume? Da, e posibil ca să fie, mai ales în cadrul copiilor. La ski și la snowboard sper că se va schimba un pic situația mâine, dar noi am promovat de la bun început, acum 10 ani, nici n-am știut cum se va dezvolta zona și Pârtea Slima va fi inclusă în domeniul schiabil și să sperăm că o să avem cât mai repede tot ce trebuie aici. Deci am promovat Slima, ea fiind în perioada aia foarte neglijată și uitată, și după aceea am încercat să aducem copiii pe această, inițial până anul trecut era o potecă, acum vedeți un drum amenajat, să îi încurajăm să facă un pic de mișcare. Ce înseamnă grupa aceasta a prietenilor munților? Am înțeles că anul trecut ați desfășurat foarte multe acțiuni cu ei. Se simte dorința lor de a ieși, de a se angrena, de a participa? Da, da. Și cel mai important este, noi facem înscrierile prin Clubul Copiilor, să avem o legătură permanentă cu părinții. Le-am promis, anul ăsta nu facem absolut nicio oră la clasă. Anul trecut mai făceam la clasă. Dacă timpul nu ne permite, ne întâlnim la 2 săptămâni, dar totdeauna îi scoatem afară. Începând cu excursii mai ușoare, în zona orașului, după aceea am ajuns și spre crestele Paringului Mic anul trecut, am făcut o mică ecologizare în zonă, am participat împreună cu Crucea Roșie la alte acțiuni când au venit cei de la Casa Policino, i-am dus și pe ei ca să fie copii împreună și orice ocazie se ivește, noi încercăm să-i mobilizăm și să-i ducem. Încă o întrebare, pentru că ați reușit să organizați acțiunea de astăzi și cea de mâine cu implicarea directă a primăriei și a Consiliului Local. Da. Cum se derulează acest parteneriat? Deci pentru anul acesta am făcut acest parteneriat din două motive foarte clare. Unul, în primul rând, vrem să ca acțiunea să fie mai amplă și noi ca asociație nu ne permitem să suportăm cheltuielile și să organizăm o competiție. Cea de mâine de la ski va fi dotată și cu medalii și cu cupe, pe lângă diplome. Iar după aceea, fiind în forumul Pro Urbis, am propus și această manifestare să fie, mă rog, inclusă pe calendarul de activități. Implicit atunci s-a născut această colaborare și să sperăm că va fi și în anii următori. Mulțumesc frumos! Avem câteva premii de participare care au avut timpii mai mari decât cei de la locul 1, 2, 3, înțelegeți despre ce vorbim. Anul ăsta vă oferim o diplomă, vă oferim ceva dulce și o insignă cu sărbările Zăpezii ediția 10-a, care ne-ar face plăcere să o purtați de câteva zăpezii. Suplimentar sau ca surpriză, o să vă rog să introduceți minuța în acest sac și să vă luați o mascotă.
Ai luat anul trecut sau ai luat la celelalte probe? Acum, fie care introduce mâna. Pe rând, pe rând. Când ne strigă. Da? Bun, am înțeles. Începem cu categoria 8-12 ani, locul întâi fete. Covaț Alexandra. Bravo! Bravo, Covaț! Felicitări! Primești-o insignă. Bagă mâna prima, hai chiar vede la insignă. Wow, ce urs, ce elefant! Cineva ajutat să pune, puneți-vă, vă rog, insigna. Uite, uite, uite aici. Hei, domnișoară, și scuze. Hai și un suc, da? Și puneți insigna în buzunar, da? Sau uite. Noi doi, domnișoară. Locul doi. Visă Carlos Simona. Simona. Felicitări, Simona. Colo, colo, colo capul, nu așa. Să facem puști. Și o pioia de ciocolată, da? Pe locul 3, Lupa Erica. Insigna? Ciocolata. Insigna, ai luat-o? Și fiu ce-a jocat. Trecem la băieți. Badea Sebastian, locul 1. Bravo. Poți să pipăi, poți să încerci să cauți la loto așa. Și bomboanele, Sebastian? Păi gata, la mea lotul nu cât vrei, doi. Să dai noroc, să fii sănătos. Bravo, bravo. Felicitări. Hai să te ajut să fii. Ipănescu Teodor, locul 2. Bravo. Vezi dacă participi. Și bine. Hai, bagă mâna pe iată. Nu uite un cățeluș frumos ai. Merge. Să-l scoți afară. Bravo, Teo! Locul 3, Mureșan Șerban. Bravo, Teo! Locul 3 e Șerbi. Bagă mâna acolo. Bă, dar ce s-am putea mâna. Hai și noroc cu mine. Ce, nu sară? Vreau să sar. De la mine, și eu. Să dai viteză. Păi da, și eu. Mai avem un loc cu 3 la categoria băieți 8-12 ani, Răducan Denis. Bravo, 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 Denis! Ia-ți o apasă și lasă-o că nu-i bun. Ia un suc, că e mai bun. Ia un moțulache. Ia uite, bei un coniac de... Auzi, să nu consumați bomboanele astea, că sunt cu bom. Ideați la părinți, mai bine. Ei, trecem la grupa următoare. Da, da. Cercel Adelina, 12-18 ani, locul 1. Felicitări! Și pe jos! Uite baloane! Da, se joacă și urși! O, mă, dacă am urt, ai căutat! Locul 2, Petrovan Titiana! Felicitări! Păi dacă... Ciocolata. Asta mi-o dai mie, frate. Locul 3. Apliu Marcela. Bravo, Marcela. Bravo, Marcela. 3. E de domnul să-mi iau pe 2. Bă? Bă, ce mă ce mă ce mă ce mă Marci. Am ajuns la băieți, da. Bună, Daniel, locul 1, 12-18 ani. Felicitări, Daniel. Ia de vago. Ia de la mine prima dată. Nu te uita. Să fii sănătos. Locul 2, Nicolae Radian. Bine, bravo. Bravo, Radu. Ei, ăsta pe buță. A mers bine. Să mai vin și la anul. Sper să mai vin și la anul. Radu. Radu. Bun. Locul 3, Todelaș cu Ionel. Bine, Tode! Mai avem un locul 3 la egalitate cu cel dinainte, Lungu Bogdan. Dar le dă la fete, lasă-i. Tode, uite aici, Tode. Dă-te băiați capul.
stai acolo. Bun. Bravo. Urmează câteva diplome de participare sau mențiune, cum vreți să spunem. Udrea Lucian, 8, 12 ani. Felicitări. Poți să spune mențina. Bravo. Da, 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 da. Și ia un suc. Nicolae, vine înapoi, nu plecați, nu-i frumos. Mai avem câteva, tot participare, Bogdan Larisa. Bine, bravo Lari. A doua oară o ieși ceva. Da, încercăm, felicitări. Uite cum a venit. Bagă mâna, nu, nu, bagă mâna acolo. Să nu te uita. Frate toți cu marșul. Bravo. Bravo. Lari, Lari, stai, Larisa. 18 ani. Bine, Cici. Bine, Cici. Ce e, ce e puraș? Cici, uite aici. Antelean Sebastian. Bravo. Bravo. Bine, bravo. Ai surprins. Băi, George, ne-ai surprins. Ai văzut ce prezentare ți-am făcut? Tu vei fi participantul nostru la prima olimpiadă. Da? După ce ajungi în clasa noua. Ia te văd cu ceva. E după ce ești în clasa noua. Să particip. Nicolae, Andrei, încheie seria. Bravo, bravo, bravo. Felicitări, Andrei. Ești frate sau soție, ești tot el. Nu. Ia și așa. Uite aici. Ei, acum am ajuns la cea mai... Hai pe amândoi dacă ei... Radu! Ăsta Andrei! Ce-i supărat? Ia-l și pe ăsta! Bravo! De ce-i supărat ăla? Ultima categorie! Peste 12, 18 ani, pardon! Categoria pe soc! Fac ceva cu sucul la 18 ani? Nu, fac, da! Nitrai Maria, locul întâi! Bine, bravo, bravo! Locul 2, Loșa Di Maria. Să mai veniți pe la noi. Gata cu. Da, ce data a făcut să avem. Udrea Clara, locul 3. Bă, dar bă, zi-mă, cam atunci. Pentru cât e bun ăla de dragoste? Și ultima diplomă, sper că nu va fi ultima participare și vă vedem și la anul. Filip Dan, locul întâi, categoria peste 18 ani. Felicitări și mulțumim că ați venit cu copii. Vă așteptăm la ediția următoare. Da, da.